Astăzi vorbim despre vinul de gheață. Ce este vinul de gheață? Vinul de gheață este o licoare care se produce din struguri înghețați. Strugurii se culeg pe ger. Când culegătorii de struguri din Franța, din Italia și alte țări stau la gura sobei, cei din Canada și din Germania îmbracă haine groase și merg să adune ciorchini înghețați. Ei sunt materia primă pentru o licoare dulce numit vin de gheață. Englezii spun ice wine, nemții ice wein, iar numele românesc este vin de gheață. Impresia multor specialiști este că acest vin ar fi regele vinurilor, sau cel puțin regele vinurilor de desert. Vinul de gheață este recomandat la aperitiv, cu anumite brânzeturi și cu deserturi legere. Canada și Germania sunt cele mai mari producătoare ale acestui vin special. Nu întâmplător, vinul de gheață se produce mai ales în cele două țări. Clima rece are un rol decisiv pentru modul de obținere. Strugurii folosiți ca materie primă sunt lăsați să înghețe și sunt culeși la sfârșitul noiembrie, începutul lui decembrie, neapărat la temperaturi de minus 8, minus 12 grade Celsius. Dacă se înregistrează temperaturi mai crescute, culesul se face chiar și în luna ianuarie. Culegătorii de struguri se trezesc cu noaptea în cap și merg pe terenurile viticole acoperite cu zăpadă să adune ciorchini înghețați. Strugurii sunt recoltați manual pe timpul nopții sau dimineața foarte devreme. Apoi sunt presați timp de 24 de ore, tot la temperaturi foarte scăzute și numai când temperatura scade pentru 3 zile consecutive la minus 10 grade Celsius. Prin deshidratarea și înghețarea babelor de struguri se pierde apa și se mărește concentrația de zahăr. În noiembrie-decembrie, via este în hibernare. Din cauza înghețului și dezghețului, vinul capătă arome de miere, caise, piersici, iar prețul unei sticle de vin de gheață diferă în funcție de zona de producție. Dacă vorbim de un ice wine original, canadian, prețul urcă la câteva sute de lei. Prețul mare al unui vin de gheață autentic poate fi de 30 de dolari pentru o butelie de 200 de mililitri și este cauzat acest preț mare de volumul mare de muncă manuală, de costul sistemului de plase în care sunt ținut strugurii și de cantitatea mică de vin obținută.